Bine, v-am găsit la o ediție specială. Invitatul nostru din această seară este ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara și bine v-am găsit. Domnule ministru, România a trimis oficial acordul de parteneriat pentru 2014-2020, foarte recent, la sfârșitul lunii martie. Haideți să vedem care sunt noutățile. Ați redus numărul de programe și aveți o nouă arhitectură a programelor. Așa este. Pe 31 martie, România a trimis pentru prima dată de la Comisia Europeană acest document extrem de important pentru ceea ce urmează în următorii ani de zile. Este un sistem nou, cu mai puține ministere implicate cu rol de structură de management și, desigur, mai puține programe operaționale. Asta ne va asigura în următoarea perioadă să implementăm mult mai facil aceste fonduri europene. Bun, și aveți o structură clară a domeniilor propuse pentru finanțare? Care este cel mai mare și cel mai important? Desigur, infrastructura. Este cel de care România are atâta nevoie, dar nu doar infrastructura de transport și de mediu. Vorbim de mediu privat, la fel, în egală măsură sau ca și importanță, educație, partea socială, partea de mediu privat și multe altele. De fapt, sunt cam aceleași domenii care au fost și în actuala perioadă finanțate, dar cu precădere acum se pune accentul pe partea de infrastructură mare de transport. Am văzut foarte multe declarații ale dumneavoastră și vreau să vă întreb acum în direct la ce rată de absorpție vă gândiți? Da, e bine de știut, sau în fine, se știe foarte bine că am o abordare, unii spun optimistă. Eu spun că e o abordare pragmatică, pentru că știu foarte bine ce sistemul poate să facă. Și am spus că mă voi raporta la finalul acestei perioade, adică 2015, unde sper sau când sper să ajungem la o rată de 80% de absorbție. 80% este mai mult decât triplu față de ce am absorbit până acum. Pe ce vă bazați totuși? Ce măsuri aveți în vedere pentru această rată nouă de absorbție? Ca 80%, să nu ne întâlnim peste câtva timp și să ne explicați de ce nu s-au atins cei 80%. Bun. Pe de-o parte, România este în situație, din păcate, să se bucure la fiecare leu în plus pe care îl atragem. Pentru că nu trebuie să uităm totuși perioada 2009-2011, când România a avut blocată toată finanțarea. Perioada în care toate celelalte state membre au implementat proiecte europene. De asta și este această diferență extrem de mare între noi și celelalte state membre. Încă noi ne aflăm pe ultima poziție în acest clasament. Am spus 80% la final de 2015 pentru că mă bazez pe ceea ce s-a făcut ca abordare în 2013 și ceea ce vom face în 2014. Nu stau acum să detaliez că sunt foarte multe măsuri care au fost și care vor fi implementate în următoarea perioadă, astfel încât să ajungem la acest nivel de absorpție. Dar dacă mă uit la 2013, an în care noi am primit mai mult decât toată întreaga perioadă la un loc, 2007-2012, o creștere de peste 25%. Asta înseamnă într-un singur an. Asta înseamnă că dacă în acest an continuăm același trend, avem toate șansele ca în 2015, la final, să avem undeva la 80% absorție pentru acest ciclu financiar. Bun, chiar dacă avem puține minute la dispoziție, aș vrea să revenim ulterior la măsurile acelea și să le luăm pe fiecare în parte. Aș vrea să-mi spuneți acum cum este cu ajutoarele alimentare de la Uniunea Europeană. Când scăpăm de cozile acelea infernale la acordarea acestor ajutoare, sunt bătrâni, sunt defavorizați, care stau și se întâmplă acolo niște lucruri absolut nenormale, să spunem. Da, este așa, este. Cred că nimeni nu-i place să vadă acele imagini care sunt greu de înțeles pentru secolul 21 într-un stat membru al Uniunii Europene. Acest minister, Ministerul Fondurilor Europene, va prelua și această răspundere, și aceea de a gestiona acest program operațional dedicat persoanelor cu nevoi, pentru care vor fi aceste ajutoare europene destinate. Unu, în primul rând, așa cum spune regulamentul, nu trebuie să ne limităm doar la ulei, zahăr sau cele produse alimentare. Ideea este să-i oferă omului să-și cumpere ceea ce simte că are nevoie să își cumpereze, să zic așa, terul de zi cu zi. Pe de altă parte, sistemul de derulare, de implementare. Nu voi merge pe aceste produse. Vreau să dăm acele persoane care se află în această listă stabilită de către Ministerul Muncii, acel voucher valoric, pe baza căruia oricine care se încadrează în această listă de persoane conform regulamentului european să-și poată cumpăra ceea ce dorește, desigur cu excepția unor produse altele decât cele alimentare. Deci veți introduce un fel de etichete care vor fi folosite și în supermarketuri. Oriunde dorește persoana care este beneficiară să achiziționeze, acolo să poată să o facă. Și ce spun hipermarketurile? Ați discutat cu cineva, un reprezentant din această zonă? Acum sunt idei brute, pentru că am chiar astăzi la Bruxelles colegi care discută pe acest program operațional, dar ideea este aceasta, cum este și ideea bonurilor de masă care a fost acceptată, n-a fost niciun fel de problemă la implementare, așa și aici. Mergem vor fi similare cu bonurile de masă care există. Oarecum un sistem similar, dar v-am spus, vreau să evităm aceste imagini care nu ne fac bine nici nou, nici mai ales celor care sunt, de fapt, puși să stea efectiv la cozi. Știți cam când, o dată precisă, când veți introduce acest acestui an, va fi implementat acest program. Deci destul de curând. Da, eu vreau să am spus și țin foarte mult la acest lucru, ca lucrurile care se pot face astăzi, le facem astăzi. Să nu lăsăm foarte mult să se întindă, pentru că nu este în beneficiul nimănui.
Așa să fie. Așteptăm și noi cu mare interes să vedem dispariția celor cozi. Haideți să revenim la programele pentru fonduri europene. Am avut o mare problemă. Blocarea Pozdru a dus la închiderea unor organizații. Oamenii care erau beneficiari au rămas fără locuri de muncă. Bun, cum veți face de acum încolo să evitați aceste blocaje? Bun, noi am spus că trebuie să respectăm beneficiarul cu tot ce înseamnă el. De la a-l face să depună cât mai puține documente atunci când depune un proiect, la depunerea de documente atunci când are nevoie de o plată și la, mai ales la efectuarea plății în timpul... Bine, dar aceste blocaje vin de la ilegalitățile găsite pe aceste programe Pozdru. Blocajele vin în primul și în primul rând, sau în fine, plecând, cum am spus, de la modul în care proiectele au fost făcute. Foarte complex, foarte stufoase regulile de depunere. De asemenea, au fost întârzieri foarte mari de luni, de luni de zile, foarte multe luni de zile la plăți. Pentru că în perioada în care s-a suspendat pentru România această finanțare, guvernul trecut nu a înțeles să continue plățile pentru beneficiari. Avea această obligație. Deci, indiferent de relația între noi și Comisia Europeană, plățile către beneficiarii trebuie să continue. Asta am făcut noi. Statul s-a împrumutat. Păi au fost blocate și mai mult am fost și amendați pe unele sectoare. Asta este un alt efect negativ al acestei perioade 2009-2011. 1 miliard de euro corecții financiare în toate sectoarele. Transport, resurse umane, în toată zona. O sumă destul de importantă pentru România. Asta spuneam. Pentru mine, și am și declarat acest lucru, beneficiarul reprezintă centrul universului, centrul în jurul căruia sau punctul de sprijin, dacă pot să spun așa, pentru care noi ca administrație lucrăm. Tot ce se face, se face pentru beneficiar, fie privat, fie public. Vă dau un exemplu pentru beneficiarul privat. Nu contează din ce program face el sau unde va aplica el. Am spus, vreau să renunțăm la ceea ce înseamnă scrisul de confort, scrisul de garanție bancară. Beneficiarul privat să nu mai fie obligat să-și aducă o sumă, să facă dovada unei sume, suma lui pe care trebuie să o pună în proiect. Nu. O simplă declarație prin care îl spune că va asigura aceste sume în proiect. Mai mult, vine cu factura atunci când prestatorul sau furnizorul i-o aduce, vine cu ea la noi la administrație și noi plătim partea publică, iar diferența vom asigura noi această plată dintr-un mecanism pe care vom pune la dispoziție începând cu luna mai. Bun. Dacă vorbim despre limitarea birocrației, aveți în vedere și implicarea băncilor? Așa cum am spus, băncile trebuie să fie un partener și au fost înainte de preaderare. Din păcate. Cum anume, ce capacitate are un personal dintr-o bancă să-și dea acceptul pe un proiect de finanțare europeană? Din moment ce banca evaluează un proiect și spune că este un proiect bancabil, eu decât trebuie să, ca state să urmăresc că acel proiect se încadrează în prioritățile noastre de finanțare și nimic altceva. Eu trebuie să mai reiau verificarea pe care banca oricum a făcut-o. Pentru că n-am cum să pretind că eu sunt ca sistem mai bun decât o bancă. Deci până acum nu se cerea odată un accept de la bancă, și apoi o listă de alte accepte de la alte autorități. Nu, să ne merge la bancă, va rezolva totul acolo dacă primește un accept. Exact. Am înțeles. Bun, și împrumuturile din trezorerie. Vreți ca banii de la Uniunea Europeană să nu mai treacă prin atât de multe instituții, ci ca beneficiarii să meargă la trezorerie, să primească banii de acolo și apoi trezoreria să trimite facturi Comisiei Europene. Eu n-am, să spun așa, o aplicare către un sistem sau altul. Sistemul să fie simplu. Dacă trezoria va fi în stare să rezolve aceste lucruri într-un termen foarte scurt de timp, atunci mergem cu trezoria. Dacă trezoria nu poate, mergem cu sistemul bancar. Deci eu nu optez pentru un sistem dar sau altul. Dar la trezorerie există fonduri să susțină aceste noi proiecte? Noi oricum luăm astăzi din trezorie împrumuturile. Anul trecut am luat peste 9 miliarde de ron pentru a susține plățile de zi cu zi pentru beneficiari. Deci oricum noi apelăm la, pentru că ăsta este și principiul. Noi primim ca prefinanțare de la UE la început de program o sumă, dar foarte mică, după care statul înaintează aceste cheltuieli pe care le solicită de la Comisie pentru rambursare. Deci oricum statul trebuie să intervină în acest mecanism. Bun, și revin la problemele și la ilegalitățile descoperite în programele Pozdru. Ce măsuri de control aveți noi? Cum veți face ca noile, nu știu, programe să fie mai controlate, poate? Nu e cuvântul cel mai bine? Cel mai bun? În primul rând, să plecăm de la ideea că beneficiarul, fie public, fie privat, nu e cel care greșește întotdeauna sau cel care fură. Așa cum s-a plecat, din păcate, de către administrația anterioară la drum. Și de asta s-au pus foarte multe poveri pe umerii beneficiarilor. Eu vreau să creez un sistem foarte simplu, cu cât mai puține reguli, dar reguli foarte dure. Atunci când cineva a încălcat acea regulă, nu discutăm, contractul se încheie fără niciun fel de discuție și cel care e vinovat plătește. Fie că e din sistem, fie că e din afara sistemului. Bun, asta presupune o reformă completă a sistemului. Ce ne facem cu inerția? Rezistența la schimbare. Apropo de reformă, eu îmi propun ca anul acesta să finalizăm această reformă a sistemului de fonduri europene. Cine nu se adaptează la noua abordare, este liber să se caute în altă parte. Și care sunt obstacolele de care vă loviți în acest moment? Cele mai mari? Știm foarte bine. Un sistem nu e un sistem gol. Sistemul este compus din oameni. Atunci și astăzi avem încă astfel de probleme de adaptare, să spunem, la această nouă abordare. Sunt muncă mulți oameni în sistem care au această temere de a acționa,
temer de a-și asuma răspunderea și de a acționa pentru beneficiar. Tot timpul vor să se acopere cu alte și cu alte prevederi. Am spus, cine merge înainte pe acest drum și înțelege să lucreze ca un funcționar public, așa cum spune și legea, rămâne în sistem. Cine nu, este liber să plece fără nicio fel de problemă. Din 500 de oameni pe care noi avem la minister astăzi, pentru că avem și cele 200 de management pe capital uman și pe cel de competitivitate, nu trebuie să rămână toți oamenii. Am spus rămân, orice structură sau persoană care nu justifică, n-are valoare adăugată în sistem, dispare. Și cine va decide? Pentru că poate și până acum exista personal care nu ar fi avut valoarea să facă o decizie sau alta. Eu sunt pe partea de fonduri europene. Eu pe zona asta trebuie să decid eu. Pe zona care aparține ministerului meu. Și n-am nicio fel de problemă să fac. Am făcut-o și în trecut, care am avut astfel de situații când am mai scos din oameni în afara sistemului. Desigur, conform legii. Dar încă o dată mi-asum răspunderea pentru că de asta sunt pus ca ministru. Acolo unde sistemul nu merge așa cum trebuie, trebuie schimbat, indiferent că e decizii în a elimina anumite structuri sau oameni. Bine, acum noi când vorbim de cifre sună foarte frumos și într-adevăr sunteți foarte optimist, dar totuși ce ne facem cu banii care nu au fost cheltuiți? Am spus și astăzi în Parlament, în România există totuși un risc ca la final de 2015 nu întreaga sumă să fie cheltuită. De asta am și spus undeva la 80% absorție. Din păcate, cele proiecte mari, transporturi, mediu, care sunt proiecte totuși dificile, dificile de a fi implementate, pentru că avem ierni, avem multe alte obstacole, să zic așa, în calea implementării, și mai ales pentru faptul că în 2009-2011 aceste proiecte au fost blocate, fie la DNA, fie la DLA, fie în alte zone în care proiectele au fost blocate, oricât am vrea noi să facem acum să recuperăm, undeva tot rămâne un risc. De asta spun că noi zi de zi acționăm în sensul de a reduce această pierdere pentru România. Cât va fi la final, vom vedea. Eu îmi doresc ca român să obțin cât mai mult pentru țara noastră. Vom încerca să vedem ce... Bun, momentan rămânem optimiști și cu speranță foarte mare în ceea ce privește fondurile europene. Vă mulțumesc pentru că ați participat la această ediție specială. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru atenție. O seară frumoasă!